Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Arnold Schwarzenegger! I'll be back. Dacă e atât, da? Dacă e atât, da. Genius. Cât o fi un apartament în blocurile așa? Șaca e bună, șaca se întoarce. Normal. I'm back. Bă, dacă era atâta momentul, era senzațional. I'll be back. I'm back. I'll be. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, hell, hell. Dar tu te uiți la filmul cu Arnold? Nu. I'll be back. All right, everyone. Chill. I'm the Terminator, a cybernetic organism, living tissue over an endometrial skeleton. I'm here from the future, and I'm here to protect you. She, I'm the party pooper. This is my homework for today. Now, hell, 1, 2, hell. Gurilele. Dacă ai mușchi, nu ai creier. Nu știu cine ar spune așa ceva, dar am o bănuială. Mihai, de ce spui asta? Numai tu ai gură rea de aici. Rea de muscă. Thank you. Rea de mușcă. Am venit pregătit pentru vaccin. Toată lumea a admirat mușchii președintelui. Și a venit acum me, the Terminator, un robot cu un veliș uman, să mă înfrunt cu el. El, de asemenea, robot fiind, a cybernetic organism. În tinerețe, am fost Mr. Universe, cel mai frumos bărbat din lume. Același lucru s-a întâmplat aici, cu Rita Mureșan. În 1993 a ridicat coronița de Miss România și după mult timp, și mult efort, a reușit să ridice 100 de kilograme zilnic, toate ale ei. Cineva ar trebui să-i spună lui Vio că comedia nu este pentru toată lumea. El are glume de când glumele nu se inventaseră încă. Pe Teo l-ați introdus în titlul emisiunii. Ai umor sau Teo? Mor. S-a bucurat foarte tare săracul când l-ați chemat abia în cel de-al nouălea sezon. Ați terminat cu actorii, cu comedianții, cu nebunii, cu oamenii străzii și când nu mai era nimeni, nimeni, ați spus: hai să-l chemăm și pe Teo. În viață este foarte important să te menții în formă. Dacă se poate, nu în forma de balon, dar în badea. Nu ți-e rușine să vii aici la emisiune cu burta aia când știi că sunt atâția care n-au ce mânca? Spune-i, copoți, tell him, do it, do it now. Spune-i ce simți. Șerban Copoți e de o viață în showbiz și abia a reușit să strângă banii ca să-și cumpere postul de prezentator la Alumor. Dar banea, am auzit că te-ai căsătorit în secret. Bine, tu ai făcut-o nuntă mare, dar la cât de popular ești, așa ți-a ieșit. Chelu, îmi place mult de tine. Te îngrijești, porți șapcă, spre deosebire de Delia, care vine mereu aici cu capul gol. Chelu, am înțeles că trebuie să îmi fac programare la secretară ca să vorbesc cu tine, dar Dan Badea mi-a spus că ești din nou prins cu probleme. Yeah. În viitor, Chelu va câștiga un giveaway făcut de guvern
în care va deveni pentru o zi președinte. Congratulations, Mr. President! Thank you. În acea zi, Chelu va vinde România ca să-și cumpere o afacere legală cu pătrunjel în Columbia. În final, am să spun ce ți-a spus și muzica hip-hop de vreo 2 ani încoace. Hasta la vista, baby! Dar e bine, omul, pe voce! Da. Michael, I know you. You're that asshole on TV. You're the greatest actor from Romania that nobody knows. Ce-aș putea să spun eu despre tine? Frumos. Și nu ți-a spus deja medicul tău psihiatru? În viitor vom avea tehnologia ca să-ți înregistrezi visele. Așa vei reuși să joci tu în filmele tale. Orice se vinde bine cu tine în distribuție. De aceea m-am gândit că ți-ar sta bine în distribuția de pizza. Să mergi cu motoreta prin oraș și să dai de mâncare oamenilor. Poate așa ți se va deschide ușa zâmbind. Ai o stea norocoasă deasupra capului, dar ți-a căzut în cap când mama ta nu era atentă. Nu știam nimic ce e cu emisiunea asta până am venit aici. Am văzut că aveți un medic la intrare și acum am înțeles. Nu știu dacă ajută unul singur, dar e un început. Aveți și un bodyguard. Credeam că e acolo ca să nu intre nimeni. Dar după ce am văzut ce faceți aici, mi-am dat seama că e acolo ca să nu iasă nimeni. Enough talk. Mă grăbesc. M-au chemat și la știri. Urmează Acces Direct. Te cunosc de undeva. Neața cu Răzvan și Dani. Și după aia s-a dus naibii cariera mea. The hell with you. Dar așa e la Antena 1. Odată ce au pus mâna pe tine, te fac de râs peste tot. Delia, you're my favorite. How are you? Are you hungry? Need some yummy for the tummy? I got something for you here from the future. Fă-ți o salată, pune și ceapă. Get to the chopper now! Thank you, Romania. Thank you very much. Come with me if you want to laugh. Thank you. Bă, să știi că... Nu închide încă. Dacă nu te grăbești să treci la următorul video, poate dai un subscribe. Și apeși pe clopoțel, că spune clopoț, ca să fii primul care află când avem noul viral de pe internet. Mulțumim și dai play mai departe. Ce frumos mulțumești, băi, Dani. Da. Ce vorbești?